că polițiștii nu-l lasă să vândă ziare în Gara de Nord, un tânăr de 30 de ani s-a dat în spectacol aseară. S-a urcat pe o statuie de 10 metri din fața gării și a amenințat că se aruncă în gol. Două ore s-au chinuit polițiștii să-l convingă să coboare. Tânărul a ajuns la spital, dar a promis că va încerca din nou să se sinucidă când va fi externat. Nu cred că am cerut absolut nimic. Doar trebuie să mă lasă să vândă ziare. În incinta gării de nord vrea tânărul să vândă ziare, dar polițiștii au spus din nou aseară că nu-l pot lăsa să facă asta. Tânărul a amenințat că se sinucide, iar polițiștii l-au imobilizat și l-au scos în fața gării. De îndată ce au dat drumul, acesta a urcat pe o statuie din apropiere. Zona a fost împânzită imediat de pompieri, medici și polițiști. La fața locului a fost trimis și un negociator. Misiunea acestuia n-a fost deloc ușoară. Două ore i-a luat ca să-l convingă pe tânăr să coboare. Vând ziare, nu fac absolut nimic, din asta supraviețuiesc. Și nu mă las. Eu vreau să vând ziare, din asta vreau să supraviețuiesc. Da, în Gara de Nord. Pentru că în Gara de Nord, de acolo sunt mii copii, acolo am crescut, efectiv, acolo îmi câștig existența. După ce a coborât, tânărul a ajuns în mâinile medicilor. Acum o să mă duc la spital, o să fac niște injecții categoric. Dacă ei vor să mă țină mai multe zile, o să mă țină mai multe zile. Tânărul a spus că în momentul în care va fi externat, va încerca din nou să vândă ziare în Gara de Nord.